încredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate. S O S. Bună seara, sunt Cristian Erdeș și vă propun astăzi un subiect foarte personal. În zilele noastre, infidelitatea e atât de frecventă, încât pentru unii dintre noi a devenit aproape un fenomen normal. Și totuși, care sunt motivele pentru care călcăm strâmb și ce consecințe ne asumăm când punem coarne partenerilor de cuplu? Vom afla în această seară într-o discuție cu trei bărbați care fie au înșelat, fie au fost la rândul lor înșelați. Urmează la SOS. Astăzi vom afla care sunt tentațiile de a-ți înșela partenerul de viață și cum poate o relație să continue sau nu după o aventură. Primele trei ani era o relație foarte frumoasă. După, prietena a început să mă înșele și... Cum se simte un bărbat când află că este înșelat? Din ce motive o femeie caută o aventură și ajunge să fie infidelă? Un apetit foarte mare sexual a avut și... Crezi că asta a contat? Da, a contat, că nu era niciodată mulțumit cu mine, de multe ori nici în pat, pentru că eu era... Ghiozu a aflat că iubita lui îl înșeală, dar a ales să o ierte de mai multe ori. După această experiență, încă ați mai rămas împreună? Tot am rămas împreună și după am mai făcut înșelăciuni și m-am înșelat. Și eu știam și tot l-am iertat, că plângea să-l iert, că o să fie fată cu minte. Pentru Andrei, șocul de a fi înșelat cu o femeie l-a făcut să încheie relația de cuplu. Multe nopți m-a lăsat lipsa de acasă. Spunea că pleacă la o petrecere cu prietenele ei, la o petrecere în pijamale. Și mi-a recunoscut că, într-adevăr, e un club de gays lesbi și ea că e lesbi. Și că relația între noi a fost doar un paravan. Iar Dumitru ne va spune cum a fost el în ipostaza de a-și înșela soția. Tu te-ai simțit vinovat că... ai avut o amantă sau nu, sincer? Da, pentru faptul că pentru majoritatea oamenilor pare nefiresc. Uh-huh. Nu, pentru faptul că erau problemele care erau în familie. Rămâneți cu noi la ediția de astăzi a SOS. Citeam niște statistici care m-au cam pus pe gânduri, ca să fiu sincer, se pare că peste 90% din cuplurile necăsătorite calcă strâmb, iar undeva până la 40 de ani, mai mult de un sfert din femeile căsătorite și peste jumătate din bărbații însurați își înșală partenerul sau partenera de cuplu. Nu credeam că o să vină această emisiune trei bărbați care să vorbească efectiv, sincer, despre aceste întâmplări de viață legate de infidelitate, pentru că e un subiect foarte delicat. Totuși, avem în această seară, ca și prim invitat, pe Ghiozo, mulțumesc mult că ești aici, care a acceptat să ne dezvăluie câteva din experiențele lui de viață legate de tema acestei emisiuni. Hai să vedem când a început acea relație de care vorbeai, o relație mai lungă și destul de dificilă pentru tine. A început în 2006, vara anului 2006, și a ținut cam jur de 6 ani. Așa. Primele 3 ani era o relație foarte frumoasă. După, prietena a început să mă înșele și... Deci voi ați început relația așa din, să spunem, din iubire, vă înțelegeați, comunicați, erați ok ca și cuplu? Da, ca și cuplu eram ok, comunicam și trăiam împreună și ne înțelegeam foarte bine. Și după 3 ani de zile ce s-a întâmplat? A început să lucreze, că până atunci n-a lucrat și... a avut un serviciu unde trebuia să lucreze până seara, târziu, și după vreme nu venea acasă și mă suna că mai întârzie mere cu o prietenă, cu așa, alta, și după vreme mi-am dat seama că e o minciună. Cum ți-ai dat seama? Mergeam după ea seara când eu eram obosit, că eu lucram de dimineață foarte devreme, și când nu eram obosit, meream după ea și am văzut că era cineva acolo care își punea la punct localul unde lucra și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și după ea a mărturisit ce s-a întâmplat. Și ce ți-a spus? Că mă înșală. Și eu m-am mutat de la ea, ne-am certat și după o săptămână iar a venit la mine să ne împăcăm, că o să fie fată foarte cu minte. A promis.
a promis acest lucru, da. Hai să facem o pauză la nivelul ăsta de discuție. Vreau să te întreb, care crezi tu că au fost motivele pentru care ea te-a înșelat? De fapt, ce nu era în regulă? Era o tipă foarte posesivă și eu eram un tip mai... Nu eram așa dur și am lăsat după ea. După vreme am observat că posesia asta începe să fie și un fel de... Așa, cumva, presiune... Un apetit foarte mare sexual a avut și... Crezi că asta a contat? Da, a contat, că nu era niciodată mulțumit cu mine, de multe ori nici în pat, pentru că eu eram obosit. Și voi vorbeați despre asta, despre aceste nemulțumiri ale ei? Nu, ea urla, s-a întâmplat multe ciudățenii. Era când a sărit peste mine și cu un cuțit. Că ea vrea, nu știu, să mă comport cum se comportă ea. Dar... Deci crezi că motivul principal a fost un soi de frustrare sexuală? Prima dată, da, frustrare. După a intervenit și altceva, că eu necăjit am început să joc cu jocuri de noroc. Deja am stricat și bani și astfel ea a început să umble și mai des cu bărbați. Deci a devenit undeva o nimfomană. Adică nu și-a păstrat promisiunea, zici, nu? Ți-a făcut o promisiune că va fi în regulă între voi. Da, exact. Totuși tu ai continuat relația. Da, era iubire și l-am iubit enorm de mult. Crezi că și ea te-a iubit, Iozo, sau nu? Ce zici? Primele ani, da. Bun, și mai departe ea a început să umble și cu alți bărbați în tot timpul. Da, exact, și eram plecat într-un chef și acolo am prins cu doi băieți care erau dezbrăcați și ea mi-a zis că a fost violată. Atunci noi ne-am dus la medicul legist, dar n-au găsit niciun semn de violare și nici în zilele de azi nu știm dacă era viol dar sau pur și simplu. Dar ea ți-a cerut ajutorul în situația asta? Da, m-a sunat și cum, să vin unde? Înapoi, că e acolo la chef unde am chefuit seara trecută și să vin că era atacată. Așa. Și când am intrat, am spart ușa, erau toți trei dezbrăcați cu doi băieți și ea. Pe care îi cunoșteai sau nu? În seara trecută, înainte cu noapte, l-am cunoscut pe dânsii și am chemat jandarmeria și au venit și ne-am dus și la poliție, am făcut plângere, ne-am dus la medicul legist, dar n-am găsit nicio semne de violări. Da. Și după această experiență, încă ați mai rămas împreună? Tot am rămas împreună și după am mai făcut înșelăciuni și m-am înșelat. Și eu știam și tot l-am iertat că plângea să-l iert, că o să fie fată cu minte, dar pur și simplu nu putea să steie. Era vorba și de un consum de alcool acolo atunci când se întâmpla lucrurile astea din partea ei, zic. Da, da. Asta crezi că a contat? Undeva da, a contat, da. Da, a contat. Știi că e așa interesant cumva să ne gândim care sunt motivele pentru care ne înșelăm partenerul sau partenera. Vezi că se întâmplă destul de des lucrul ăsta și poate să fie vorba în anumite cupluri de un soi de lipsă de comunicare sau de intimitate emoțională. Genul de cupluri în care cineva nu se simte înțeles sau ascultat de partener sau parteneră și începe să facă confesiuni unei persoane de sex opus. Iar aceste confesiuni automat atrag după sine un fel de atașament emoțional și la scurt timp, de obicei, se întâmplă să fie și un act sexual. Știi? Ăsta ar fi, să zic, unul din motive, nu pare să fie cazul tău. Sau, ce spuneai, poate să fie persoane care chiar din răzbunare fac lucrul ăsta pentru că sunt undeva nemulțumite, pentru că lucrurile nu merg. Se pare că la femei undeva această frustrare emoțională e mai importantă decât la noi bărbații. Noi bărbații cumva suntem mai degrabă frustrați sexual, sigur nu generalizăm acum, dar pentru femei contează undeva foarte mult să se simtă iubite sau să compenseze acest sentiment de afecțiune pe care nu-l trăiesc într-un cuplu și încearcă să-l obțină într-o relație extraconjugală, în cazul unei căsătorii, de exemplu. La voi a fost vorba, tu ai simțit din partea ei așa că parcă n-ar fi mulțumită de afecțiunea pe care i-o acorzi? Era când da și era când nu. Deci ea pur și simplu era posesivă. Deci dacă nu făceam ce dorea ea, atunci... Nu era bine. Făcea crize și era de neînchipuit ce se întâmpla. Da.
Bine, facem o scurtă pauză. Uite, am întrebat oamenii ce părere au despre ce vorbise. Bărbații înșală mai mult ca femeile sau nu? Și dacă da, de ce? Să vedem ce au răspuns telespectatorii la această întrebare. Crezi că bărbații înșală mai mult decât femeile? Depinde. Nu știu cum să zic. Depinde de bărbați. Sunt mai multe categorii de bărbați. Sunt categorii de bărbați care merg cu prima care o găsesc în club și sunt categorii de bărbați care își văd de treaba lor și dacă au o prietenă, rămân lângă prietena acasă și nu bat drumul cluburilor. Nu e așa problema. Deci problema e următoarea. Depinde de relația de cuplu, cum adică evoluează sau, mă rog, cum se înțelegă. Deci nu se poate spune, dar bărbații puțin mai tentați, cum s-ar spune în zilele noastre și s-ar putea să fie adevărat, dar nu cred că asta e adevărat totuși. După părerea mea, și femeile înșală. Mai mult ca bărbații. Cred că da. Fiindcă le este natura lor să înșele, adică asta din totdeauna așa au fost. Femeile sunt mai conștiincioase, dacă înșală au pe conștiință și nu cred că sunt dispuse la așa ceva. Bărbații înșală mai mult decât femeile? S-ar putea. De ce? Păi unii sunt oameni care să țin de treaba asta, alții nu. Cred că e egal. Omul e om. Dacă bărbații înșală mai mult decât femeile? Nu cred. Cred că înșală în egală măsură. Pentru că au aceleași interese să înșele. Sau aceleași nevoi. Absolut. Pentru că e fain. Depinde. Dar mai mult înșală bărbații decât femeile. De ce? Pentru că așa l-a născut, așa i-a făcut Dumnezeu. Citisem undeva un sondaj recent, se pare că aproape 40% din cei intervievați undeva erau de acord cu relațiile extraconjugale, 50 și ceva la sută nu erau de acord cu asta și undeva vreo 7% erau neutri între da și nu. Și mă gândeam la chestia asta, adică, vezi, subiectul ăsta pare să fie așa din ce în ce mai discutat și e pentru unii oameni aproape o normalitate asta, știi? Se întâmplă peste tot. Spuneai de sexualitatea prietenei tale care părea să fie, zici tu, mai exagerată. Și atunci tu te-ai gândit cumva să faci ceva în sensul ăsta, să-i oferi niște experiențe sexuale mai intense? Ați trăit așa anumite lucruri de genul ăsta, dacă poți să ne spui? Da, am trăit foarte trăiri sexuale interesante, deci în locuri cele mai neobișnuite. Neobișnuite, mm-hmm. Să zicem, într-un WC-ul, într-un pub sau în lifturi sau în parcuri. Sau, și a fost vreodată să se întâmple să fiți implicați mai mulți într-un act sexual? Da, odată s-a întâmplat, da. Eram la noi și a venit verișorul meu Dulce și am început să bem ceva și astfel am avut o relație sexuală între ei. De cum te-ai simțit după chestia asta, Ioza? Da, dacă mă gândesc și azi un pic, mă simt jenat și îmi pare rău pentru că știu cum este verișorul meu și din cauza lui, atât. Și a fost o experiență odată care nu s-a mai repetat, înțeleg? Da, era o experiență odată care că ai avut un sentiment de apăsare sau de regret ulterior. Da, am avut un regret, da. Am înțeles. Da. Bun, hai să mergem mai departe pe firul poveștii. Ați rămas totuși împreună, la un moment dat tu ai plecat din țară, nu? Da. Și cum a fost? În 2006 am zis că mă duc în America și ne-am înțeles că când vin înapoi o să facem o nuntă și așa. Mă așteaptă. Și o să luăm totul de la început. Și când am plecat, după vreo 3 luni, mi-a zis pe internet că are pe cineva, dar mă vrea și pe mine. Și atunci deja am început să mă depărtez de el complet.
Aveți, asta e un alt motiv care se pare că e aplicat în cazul tău. Unii oameni înșală pentru că nu știu realmente cu cine să rămână. E așa un soi de confuzie. Să stau și cu el, să stau și cu el. Și atunci cumva încerc să îi am pe toți, dacă se poate, ceea ce nu se poate. Dar unii oameni cumva au nevoie de un backup, știi? De o alternativă. Poate de teama de a nu fi singuri, mă gândesc. Bun, tu ai aflat că te înșală în timp ce erai în America. Tu ai fost fidel acolo, având în vedere contextul ăsta. Am fost fidel până în ultimele 3 luni și atunci deja m-am hotărât că nu mai merită, deci i-am și zis pe internet, vin acasă, ne despărțim și atât a fost. Știi, mă gândesc că unii bărbați care sunt așa înșelați cumva, dezvoltă un soi de sentiment din ăsta de răzbunare, într-un fel, ca și cum ar vrea să devină un fel de vânător de trofee. Din momentul ăsta, eu am fost înșelat, de acum înainte o să mă culc așa cu foarte multe femei pe care nu le iubesc, doar cumva ca să demonstrez că, nu știu, mi s-a făcut așa o nedreptate și cumva să mă răzbun. Tu ai avut genul ăsta de sentiment? Nu, și nu am niciodată în mine, că altfel am fost crescut. Tu ai crezut în principiul ăsta a fidelității sau încă mai crezi, poate? Eu și până în ziua de azi cred în fidelitate, da, și eu așa o să și mor. Dacă găsesc pe cineva, o să fiu fidel. Bun, și ai intrat după aia în alte relații, nu? Cu alte femei? Da. Pentru că undeva te-ai săturat, zici să... Da, am avut câteva relații ocazionale și în America și când m-am întors, am avut o relație cu o femeie care trăia în căsnicie și... O femeie măritată. Măritată. Mai în vârstă decât tine? Mai în vârstă. Mm-hmm. După ce m-am întors din America, de atunci n-am avut relații numai cu femei de peste 40 de ani. De ce? Deci mi s-a schimbat mentalitatea. Eu cred că din cauza că ea era mai tânără față de mine. Așa. Și poate că subconștientul meu cumva așa a reagat, că acum umblu numai cu femei mai în vârste. Nu știu, deși... Nu știu ce să... Te-a deranjat la... faptul că doamna era măritată și da, m-a deranjat. Ea se punea problema de a divorța de soțul ei sau așa ceva? Deci, când nu eram împreună, m-a deranjat foarte mult. Relația asta a ținut cam 3 ani jumate și ne iubeam foarte mult, dar lunar ne întâlneam, poate o dată de 2 ori și când n-am fost lângă ea, m-a deranjat enorm de tare că știam că trebuie să fie lângă bărbat și... Da, ideea că ea își înșală soțul, era o problemă pentru tine sau nu? Atunci nu era, că n-am văzut, că eram îndrăgostit în ea și ne iubeam. Și ulterior a devenit o problemă ulterior, asta? Ulterior, n-aș putea să mai fac așa ceva niciodată în viață, mi-e rușine dacă mă gândesc. Am înțeles. Bun, Gheozo, în prezent ce se întâmplă? Tu m-ai mai păstrat legătura cu fata de care vorbeai sau ce s-a întâmplat cu ea și... Cum mai sunteți voi? Momentan știu că fata respectivă, nimfomană, pardon, ea trăiește în Ungaria, a avut câteva relații stricate, și-a găsit de bărbat un băiat tânăr din America. Da, iar tu ești singur acum sau ai o relație? Eu am acum o relație complicată, pentru că prietena este mai dificilă, are niște probleme. Și au fost probleme de infidelitate în relația prezentă? Nu neapărat infidelitate, dar a avut o relație înainte, cu ani de zile, și a intervenit tipul respectiv. Da. Ultima întrebare vreau să spun, înainte să-ți mulțumesc că ai fost aici și așa am fost foarte impresionat de felul sincer cum ai vorbit. Ți-ai făcut probleme să spui toate lucrurile astea? Nu. Și de faptul că ai fost înșelat, știi, unii bărbați zic că dacă spun asta, parcă ar fi fraier sau așa ceva. Tu te-ai gândit la astea înainte să vii sau în timp ce am vorbit? Nu m-am gândit. Deci nu mă jenează și sunt un tip foarte deschis. Și... Ok. Mă bucur că poți să, nu știu, poți să... Îmi place să nu ai prejudecăți legate de subiect. Îmi place să povestesc și cele rele și cele... Și dacă o să vadă fata de care vorbește emisiunea asta... Ce o să zic, că spuneai că după tine nu știu, e nimfomană, și, etc. N-are ce să zică, că n-am zis nimic ce am înțeles să fie minciună. Bine, mulțumesc că ai fost aici.
Mulțumesc. Rămâneți cu noi pentru continuarea emisiunii în care vom cunoaște și perspectiva a doi bărbați. Unul dintre ei, veți vedea, a fost înșelat de partenera de cuplu cu o femeie. Iar celălalt e în postura unui bărbat care și-a înșelat soția, se pare, de mai multe ori. Rămâneți cu noi, nu uitați de Facebook, nu uitați de rubrica din finalul ediției de răspuns la întrebările voastre. Ne revedem după publicitate.